Ce înseamnă să fii de dreapta? Repet, pentru cine vrea să scrie mâine în ziar? Înseamnă, sau pe bloguri, cum îmi suflă de aici un binecunoscut autor, Maten, înseamnă să gândim pornind de la eșecul european. Și aici revin la ce spunea Ionuț Popescu. Ce se întâmplă acum în Europa, în zona euro, în special, este rezultatul direct, este triumful ideii socialiste infiltrată în viața publică, în sfera de decizie, în viața politică a partidelor, în agenda electorală, în acțiunea de guvernare. Asta explică de ce am ajuns aici. De ce am lansat moneda euro în momentul în care datoria acumulată a statelor participante era de 4 trilioane. Asta înseamnă că formula de acțiune politică fundamentală în Europa a fost pentru aproape 60 de ani guvernul ia bani de la bănci, cu banii plătește electoratul, electoratul votează guvernul și tot așa mergem înainte. Concluzia este că, și aici nu trebuie să ne ferim de cuvinte, Europa sau Uniunea Europeană, care e numai o anume formulă de a face Europa, a înțeles greșit pacea. A înțeles greșit ultimii 60 de ani de pace. Și rezultatul îl vedem acum. Din acest punct de vedere, sarcina dreptei este să readucă lucrurile la normal. În primul rând, asta trebuie să o facem când ieșim din sală. Trebuie să distrugem mitul asociat crizei, mitul după care actuala criză este rezultatul